Aproximativ 36 de milioane de lei, atât costă proiectele care au fost joi semnate la Lupeni de ministru Elena Udrea și administrația locală din acest oraș. Cu acești bani urmează să fie reabilitat Palatul Cultural, o clădire ajunsă în paragină și 15 străzi vor fi asfaltate și supravegheate video. Sunt 36 de milioane de roni care vin astăzi din fonduri europene în municipiul Lupeni și cred că banii aceștia, în mod cert, vor ajuta la creșterea gradului de creșterea calității vieții pentru locuitorii din Lupeni, dar nu numai, pentru, spre exemplu, reabilitarea drumului va folosi tuturor celor care sunt în tranzit pe aici, va face mai atractiv orașul dumneavoastră. În felul acesta vor fi mai mulți cei care vor dori să vă viziteze, va adăuga proiectului din stațiunea Straja, îl va completa pe acesta și la final cei care vor beneficia, beneficiarii direcți sunt cetățenii din Lupeni. Aceste investiții se adaugă celor care au demarat deja în turismul de la Straja, iar joi s-a semnat protocolul de finanțare pentru viitoarele investiții. Am ținut să semnez cu fixul respectiv, fiindcă este din Granada și ne dorim ca turismul nostru să arate cel puțin ca turismul din Granada. Mi l-a făcut coleg un bun prieten, Granada din Spania, și sper să fie cât de curând și localitatea noastră la fel de prosperă, cel puțin în domeniul turismului, ca Granada. Să-l fac cadou doamnei ministru. Mulțumesc!